Bine ați venit la primul clip din octombrie și înainte să intrăm efectiv în acest clip, voiam să vă anunț că din octombrie ne întoarcem la programul clasic postat joia și duminica. Asta așa ca să știți că revenim la programul clasic și astăzi avem un fel de TikTok, dacă vreți să-i spun. Eu știu că vă este dor de ele și m-am gândit să discutăm un subiect pe care l-am atins eu ușor într-un Get Ready With Me pe care l-am făcut recent și chiar mi-a zis să discut mai mult, să elaborez puțin mai mult subiectul ăsta, pentru că e nevoie, mai ales în lumea asta filtrelor, a lucrurilor contrafăcute, a machiajului excesiv și a modificărilor, a retușurilor pe care le fac oamenii pe care îi urmărim în online, în mod special, în poze și în videouri, parcă ar fi nevoie să mai discutăm puțin despre subiectul ăsta. Dar, înainte să începem, efectiv, eu o să-mi iau Pepsi, voi vă puteți lua ceai, cafea sau, mă rog, ce vreți voi în funcție de ora la care vă uitați la acest clip. Așa, și vă ziceam în acel Get Ready With Me că sunt foarte ok cu mine, că mă simt foarte bine cu mine. Asta apropo și de o conversație pe care am avut-o și la care vreau să ajung imediat cu una dintre voi pe Instagram în privat. Și spuneam acolo în clipul ăla că mă simt foarte bine cu mine, că mă iubesc mai mult ca niciodată, că îmi place de mine și că am ajuns în punctul în care chestiile pe care înainte le făceam ca să am grijă de mine, se simțeau o corvoadă sau se simțeau ca o obligație, acum le fac pentru că îmi place să am grijă de mine și mă refer aici la măști, la face sport, la avea grijă de mine și așa mai departe. Acum chestiile astea le fac cu plăcere aproape, nu chiar pe toate, dar aproape pe toate, le fac cu plăcere pentru că știu că am grijă de mine, știu că asta îmi face bine, știu că mă iubesc și ajută să mențin starea asta de bine. Și au început multe întrebări, cum ai ajuns la starea asta și de ce. Dar înainte să vă explic cum am ajuns eu la starea asta, vreau să ajungem la discuția aia despre care vă spuneam, pe care am avut-o pe Instagram, în care vorbeam cu cineva, mă întreba în perioada aia când era foarte cald, ce porți noaptea, când știți că fac seria aia de clipuri despre eleganță și ce ar fi elegant de purtat și confortabil de purtat noaptea în condițiile în care este foarte, foarte cald. Și eu n-am avut de lucru și am spus că în momentul în care e foarte cald, nu port nimic. Adică dorm goală. Știu că s-ar putea să fie un pic de TMI, dar de acolo a început o discuție mai amplă pe ideea de vai, dar cum să dorm goală? Vai, dar eu nu mă suport să mă văd. Și dacă vă amintiți voi, vă spuneam la un moment dat că aveam o profesoară de biologie în liceu, am avut-o vreo 2 ani, care a fost cu noi la un concurs odată și am luat premiul întâi și de fericire zice, acum am să mă duc acasă, am să fac un duș și am să mă întind așa goală pe pat. Și noi eram femeia având undeva la vreo 70 de ani la vremea respectivă, vă dați seama, înspre 70 de ani. Și noi eram pentru că ne gândeam la ea, femeie de 70 de ani, corpul ei de 70 de ani, deși să știți că arăta bine la vârsta aia, adică chiar foarte ok, era suplă, arăta super bine, era mobilă, adică arăta foarte bine pentru vârsta respectivă. Acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că arăta bine pentru vârsta ei. Așa. Și ea ne zice, dar cum să vă fie rușine de corpul vostru? Cum să vă fie rușine de a vă vedea, de a vă privi? Pentru că noi am început să discutăm mai multe, că nu ne place să stăm dezbrăcate, că nu ne place să ne vedem goale și așa mai departe. Și de aici a plecat o discuție care, de altfel, ne-am dat seama ulterior că cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult. Pentru că ea ne explica exact chestia asta, că corpul tău este cel mai frumos lucru pe care îl ai și trebuie să-l iubești și trebuie să-l apreciezi și trebuie să ai grijă de el și trebuie să îl îngrijești cât de mult poți tu și să te placi în primul rând așa cum ești și după aceea să te uiți în exterior. Asta era înainte de filtre, era pe vremea în care încă nici Instagram-ul nu știu dacă apăruse, cred că de-abia apăruse Facebook sau nu, nici Facebook nu apăruse și nu existau filtre, nu existau
modificările astea atât de intense ale corpului, dar într-adevăr existau tot felul de vedete care apăreau și care arătau absolut extraordinar și standardele de frumusețe erau puțin altfel decât în ziua de astăzi, dar oricum erau multe vedete care veneau și ne dădeau exemplu de ce înseamnă să fii frumos. Și ulterior, crescând, ca să ajungem și la ideea cum am ajuns eu la starea asta de bine, mi-a rămas discuția asta în minte și din timp în timp am ajuns să mă gândesc la această discuție și să o analizez și să-mi dau seama câtă dreptate avea această profesoară și cât de important este să-ți iubești întâi de toate corpul, să te iubești tu așa cum ești. Înainte de a face modificări, înainte de a asculta pe cineva, înainte de a încerca să mulțumești pe altcineva, că prima dată trebuie să te mulțumești pe tine. Apropo de toate discuțiile astea care sunt cu body image, self-confidence și așa mai departe, totul se termină în momentul în care tu ai încredere în tine, te place așa cum ești și știi ceea ce ești. Începând din interior către exterior, pentru că marea problemă a societății, din punctul meu de vedere, și v-am zis de foarte multe ori, este că noi încercăm să acoperim exteriorul, să mulțumim exteriorul, să facem exteriorul să fie în standarde și după aceea ne gândim la interior când deja e prea târziu pentru interior, știți? După aceea începem să ne dăm seama, dar nu mă face fericită chestia aia și parcă trebuie să fac altceva. Apropo de discuția aia cu a dormi noaptea goală când este foarte cald, și eu am avut o perioadă foarte lungă de timp în care nu-mi plăcea corpul meu și mă uitam la el așa, deși corpul meu, după analiza unora, este în standarde, după analiza altora este prea slab, după analiza altora este perfect, după analiza altora ar trebui să mai modific niște chestii, știți? Adică inclusiv la mine, care n-am, nu știu, nici proporții exagerate, nici lucruri exagerate, nici nu ies în evidență cu ceva anume, fizic vorbind, tot ar trebui să mai fac modificări după perspectiva altora, știți? Și am avut o perioadă destul de lungă, plecând din adolescență, bineînțeles trecând și prin depresie, automat te lovește și chestia asta, în care nu-mi plăcea corpul meu. Și am ajuns în timp, apropo de discuția aia pe care am avut-o cu profesoara mea, pentru că cumva am răsunat în minte și m-a făcut să mă gândesc la subiectul ăsta mult timp, să-mi dau seama că avea dreptate și muncind, pentru că să nu credeți că asta se întâmplă peste noapte. Să nu credeți că se pogoară Duhul Sfânt așa asupra voastră și de azi pe mâine vă iubiți și vă apreciați și o să vă placă de voi. Nu, asta este o muncă de ani și ani de zile, o muncă de înțelegere a ceea ce ești tu, o muncă de autocunoaștere, pentru că dacă nu te cunoști cu bune, cu rele, cu defecte, cu defecte morale, cu defecte fizice, cu aturi fizice, cu aturi morale, cu aturi pe care le ai în atitudine, cu mult progres, da, personal, dacă nu muncești, nu o să se întâmple chestia asta. Este foarte simplu să te uiți într-o revistă sau pe Instagram în ziua de astăzi sau la un pictorial și să vezi o celebritate, oricare o fie ea, să zici, mamă, cât de superbă este, da, e superbă pentru că are bani, pe lângă, și să zici, a, eu nu o să pot să fiu niciodată așa. Ca să ajungi la nivelul ăla sau la un nivel mulțumitor, în primul rând trebuie să știi cum ești în punctul ăla, să te accepti așa cum ești în punctul ăla. Și un exercițiu foarte bun, din punctul meu de vedere, în acest sens, pe care l-am făcut și eu și care îl fac periodic, chiar și acum, este să te dezbraci complet, când nu e nimeni acasă, evident, când te duci la baie, când, nu știu, habar n-am, când găsești un moment de respiro, să te dezbraci complet de absolut toate hainele și să te uiți în oglindă, din cap până în picioare la tine. În primul rând că, așa cum zicea și Carolina Herrera, eu consider că toate femeile ar trebui să aibă o oglindă mare în care să se vadă din cap până în picioare în casă. Deci asta mi se pare un must. Cred că este foarte important să te poți privi în oglindă, să te uiți la tine așa cum ești. Fără să te critici, fără să te uiți în oglindă să-ți fie rușine că te vezi goală, pentru că iarăși avem
perspectiva asta, că, vai, domnule, cum să mă văd eu goală? Vai, nu! Păi ești tu cu tine, care-i problema? Adică dacă tu cu tine nu te simți bine goală fiind, cum te aștepți să te placă altcineva? Și cum te aștepți să te iubească altcineva? Așa, deci trebuie să te obișnuiești cu imaginea aia din oglindă și să te vezi așa cum ești, fără să zici, ah, am șorilurile prea late, sunt prea slabă, am celulită, am nu știu ce. Nu, te uiți la tine și trebuie să te vezi așa cum ești. Cu celulită, cu șorilurile late, cu, nu știu, prea slabă, cu mâinile prea lungi, cu habar n-am, cu toate chestiile pe care le consideri în mod normal greșite, să le vezi, să le accepți și ulterior să începi să iubești fiecare lucru care pare greșit, înainte de a-l modifica. Știu că pare foarte clișeic când spun chestia asta, pentru că și eu am auzit-o de foarte multe ori și se folosește în tot felul de comunicate de presă, de branduri și așa mai departe, dar există un adevăr în spatele clișeelor. V-am spus de atâtea ori că unele lucruri devin clișee tocmai pentru că sunt adevărate, da? Și există un adevăr în spatele clișeelor și trebuie să-l găsiți în momentul în care auziți că ceva este clișeic. Iar ce vă spun eu, da, știu că sună clișeic, dar există un adevăr aici. Nu poți modifica, nu te poți accepta, nu poți face nimic cu tine și nu poți lucra la tine, și asta vă spun din experiență, până nu te accepți așa cum ești, până nu te uiți la tine în oglindă și te vezi realist. Că ești prea gras, că ești prea slab, că ești bine, că ești, nu știu, cu pielea lăsată, că ești cum ești, trebuie să te accepți așa, realist, cum ești, fără să exagerezi, pentru că avem și tendința de multe ori, comparându-ne cu aceste imagini filtrate, să exagerăm lucrurile și să spunem, oh, uite ce pori am! Oh, uite ce celulită am, aia nu are, da, da, aia are Photoshop-ul de, nu, nici nu-i să mai vede pielea făcut în poză, nu? Sau, deci, înainte de a te compara și trebuie să te accepți așa cum ești, fără să exagerezi lucrurile alea. S-ar putea să-ți dai seama că îți place de tine așa cum ești, cu șoldurile late. S-ar putea să-ți dai seama că îți place de tine cu șoldurile înguste. Eu, având, spre exemplu, eu fac parte dintr-o minoritate absurdă a României, a acelor femei care au șoldurile mai înguste decât umerii, și spun absurdă pentru că în zona asta Balcanilor și zona asta este europeană și chiar și în partea aia de vest, în partea aia a spaniolilor, predomină femeile cu șoldurile late. Este o chestie oarecum specifică zonei și noi astea care avem șoldurile mai înguste este puțin ciudat, de aia și majoritatea pantalonilor ne sunt foarte largi. Sau nu ne pică bine fustele pe talie și așa mai departe, tocmai pentru că scroite cumva pe femeile, pe tipologia clasică a zonei respective, iar noi nu ne încadrăm. Și am auzit de multe ori, ai fundul prea mic, ai șoldurile prea înguste, ai picioarele prea scurte, ai nu știu ce, în condițiile în care mie mi se pare că arăt ok, adică fără modestie, dar mie mi se pare că arăt foarte ok pentru înălțimea mea și pentru proporțiile pe care le am, mi se pare că mai bine nici nu puteam să o nimeresc. Așa, dar înainte să te supui modificărilor, criticilor altora, trebuie să te accepți cum ești tu. Și asta se întâmplă prin muncă și asta se întâmplă prin analiză. Și o să ai momente în care nu o să-ți placă de tine și nici nu vrei să te uiți la tine, și o să ai momente în care o să te simți bine cu corpul tău și o să zici, ok, hai, de unde? Hai să o luăm de la capăt, să vedem ce putem face aici. De-abia în momentul în care ai ajuns să îți accepți și să-ți iubești cumva toate acele defecte pe care tu sau alții le consideră defecte, de-abia atunci poți să fii cu intervenții, cu modificări. Pentru că altfel o să ajungi ca Bianca Drăgușanu, și știu, e un exemplu clasic printre mulți, care nu se mai oprește pentru că femeia săraca are o imagine, mă rog, asta este o boală deja psihică ce are ea, dar în momentul în care ai fundul mare, nu ți se pare că e suficient de mare și îl vrei și mai mare. În momentul în care îți mărești buzele, le vrei și mai mari, pentru că nu ți se pare destul de mare. Și tot așa, aici problema de fapt nu e cu buzele sau cu fundul sau cu talia, că nu e suficient de strâmtă sau mai știu eu cu ce, ci este problema de tine, de percepție, că tu nu te accepti așa cum ești înainte de a modifica. În momentul în care, nu știu, spre exemplu, cunosc o persoană care în
tinerețe era extrem de complexată de nas. Avea un nas, într-adevăr, săracul era destul de deformat și avea probleme cu el și era complexată de nas. Cu toate că îi plăcea de ea cum arăta, nu reușea să treacă de complexul ăsta. Ei, dar n-a sărit imediat să-și opereze nasul, ci au trecut niște ani de zile în care a încercat să-l accepte, în care a încercat să se obișnuiască cu ideea și văzând că nu se poate și nu se poate, abia atunci a făcut decizia asta de a-și modifica nasul, pentru că așa simțea ea, nu pentru că i-a spus cineva că e în regulă nasul ei, nu pentru că e o problemă cu nasul ei, nu pentru că nu se încadrează în standarde și așa mai departe, da? Este foarte important în momentul... Eu nu sunt anti... nimic, aproape. Nu sunt anti-operații estetice, dar sunt anti-trendului de operații estetice, pentru că acum este un trend. Hai să ne modificăm buzele, hai să ne modificăm sprâncenele, hai să ne modificăm ochii, hai să ne punem, să ne punem pomeți, hai să ne facem nu știu ce. Acum, dacă te duci, vă provoc să vă duceți, mă rog, nu știu dacă ați deschise terasele acum, dar dacă mai aveți ocazia să ieșiți în parc sau pe terasă sau undeva unde sunt tineri, apropiați-vă de un grup de tinere și o să vedeți că în 90% din situații conversațiile se învârt în jurul: vai ce mi-ar place să-mi fac și eu asta, vai ce mi-ar place să modific și eu buzele, vai ce mi-ar place, deci totul se învârte în jurul modificărilor făcute, dar nu pentru că ele simt că le-ar ajuta psihic, le-ar oferi un confort psihic treaba asta, ci pentru că au văzut la cineva. Iar asta este grav, da? Este grav în momentul în care tu decizi să-ți modifici corpul doar pentru că vezi la cineva, nu pentru că asta ți-ar aduce ție un confort psihic, da? Deci eu nu sunt anti operații estetice, anti-intervenții, anti-tratamente, anti nu știu ce, nu sunt împotriva lor, dar e bine să le faci cu cap și să le faci pentru tine, nu pentru că așa îți dictează societatea, că astea ar fi standardele din ziua de astăzi, nu pentru că ai văzut tu pe cineva și ți se pare că persoana aia arată de un milion de ori mai bine, deși altora, în egală măsură, o să li se pare că arată de un milion de ori mai rău. Cunosc cazuri de persoane, două persoane care se uită la a treia persoană și una zice că arată senzațional, aia alta zice că arată oribil. Da? Deci e vorba de filtrul nostru personal. Și tu, în primul rând, trebuie să te pui în ordine cu tine, să te accepți așa cum ești, să te poți uita în oglinda aia și să te vezi goală, fără să-ți fie rușine de tine, fără să fii timorată, fără să-ți fie așa, fără să te critici, și de-abia de acolo poți începi să lucrezi la tine. Da? De-abia de acolo poți să începi să lucrezi ușor cu tine. Și asta înseamnă progres și asta înseamnă să lucrezi în fiecare zi la tine. Înseamnă dezvoltare. Asta înseamnă dezvoltare. V-am zis că de atâtea ori că educația nu se termină acolo unde se încheie școala, unde se termină educația formală. Din contra, educația noastră ca oamenii începe după ce s-a terminat școala. Pentru că, în general, în școală nu învățăm mai nimic în ceea ce să ne trebuie legat de viață. Nu învățăm niciun skill. Poate dacă ai norocul cum am avut eu, să dai de o profesoară din asta care să-ți implanteze o sămânță din asta, care să te facă să te gândești la tine și la corpul tău și la cum să te apreciezi și cumva peste ani sămânța aia să înflorească, e bine, dar asemenea cazuri sunt unul la un milion. Da? Știu că nu sunt foarte dese. Prin urmare, scopul vostru în viață nu este de a vă lenevi după ce v-ați terminat educația formală, ci de a vă începe educația în adevăratul sens al cuvântului când v-ați terminat educația formală. Da? Să lucrați la voi, să lucrați la corpul vostru, să fiți atente la corpul vostru, pentru că iarăși este o chestie foarte importantă. Corpul îți spune ce are. Spune când are o problemă, spune când îți deranjează ceva, îți spune când e în regulă ceva, îți spune când e bine. Și dacă nu ai o conexiune foarte apropiată cu corpul tău, nu o să fii atentă la semnele astea. Sunt oameni care spun: m-am îmbolnăvit de nu știu ce boală, da, simțeam eu ceva acolo, dar n-am băgat de seamă. Asta pentru că nu-ți acorzi atenție, pentru că n-acorzi atenție corpului. Și iarăși vine iarăși este un subiect aici legat de egoism. Mamă, păi da, ești egoist dacă ți acorzi atenție, atâta atenție. Dar eu n-am timp să-mi acord atâta atenție. Știți că, în general, mamele folosesc fraza asta: dar eu nu am timp să-mi acord atâta atenție. Ba da, ai timp. Ai timp, doar că alegi să nu-l folosești în locul potrivit și pentru tine, să-l investești în tine.
Este imposibil să nu găsești 5 minute pe zi, să te gândești la tine, să iei o decizie mai bună, să ai grijă, să faci mișcare, în loc să iei scările rulante, să urci scările, în loc să iei două stații autobuzul pe cățelene să mergi, să mergi au stațiile alea pe jos și așa mai departe, da? Adică există timp pentru a te gândi la tine, există timp pentru a avea grijă de tine și există timp să te asculți, să-ți asculți corpul. Repet, pentru cine n-a înțeles până la ora, până la momentul ăsta, asta este un proces care durează și durează ani de zile și este constant, trebuie să-l faci constant, nu îl faci astăzi și mâine nu mai faci. Și o să ajungi în punctul în care, dacă te placi așa cum ești și dacă ești ok cu tine, poate că simți nevoia, nu știu, de exemplu să spunem că ai burtă și vrei să dai burtă jos. Bun, ok. Nici o problemă, te apuci de treabă, în sensul ăsta. O să ajungi să faci chestiile astea cu plăcere, o să-ți dai seama că le faci spre binele tău și le faci cu plăcere. Știți cum vă ziceam eu în clipul ăla cu Get Ready With Me? Că acum pentru mine să am grijă de mine și de corpul meu și de pielea mea și de toate cele nu mai este o corvoadă. Înainte era o chestie, mă duc să mă demachez, doamne ce chin, trebuie să mă duc să mă demachez. Mai aveam un pic deodată să și plâng. Mă duceam, făceam acolo, mă mozoleam puțin apă și îmi dădeam un pic de gel de curățare și salutare. Acum, în schimb, o fac cu plăcere pentru că știu că îmi face bine. Știu că mă ajută. Știu că este ceva bun pe care îl fac pentru mine și mă face să mă simt bine. Adică chestiile astea micuțe pe care le faci se întorc înapoi făcându-te să te simți bine, da? Și așa, punând cărămidă cu cărămidă, ajungi să te simți bine cu tine. În momentul în care te accepți așa cum ești, în momentul în care lucrezi la tine după cum consideri tu că este ok, în momentul în care simți că muncești pentru tine, nu o să mai existe nici body shaming, nici bullying, nici comparații inutile. Nu o să mai existe, deci vă jur că n-ar exista. Eu am constatat că n-ar exista body shaming dacă persoanele alea care sunt cică atacurile body shaming-ului s-ar simți în regulă cu ele. Pentru că, nu știu dacă ați observat, eu am urmărit foarte mult pe fenomenul ăsta, tocmai în ideea în care la un moment dat mă simțeam și eu ciudat cu corpul meu. Și am urmărit foarte mult ideea asta cu body shaming-ul, care a devenit așa un fenomen. Nu mai pot să pronunț cuvântul gras, că deja gata, faci body shaming. Nu, body shaming înseamnă să-i spui într-un mod foarte urât unui om că este gras. Da? Aia înseamnă body shaming și să-l faci să se simtă prost cu el că este gras. Nu să spui cuvântul gras. Aia nu înseamnă body shaming. Și am urmărit fenomenul ăsta și mi-am dat seama că, de fapt, prinde acest fenomen pentru că oamenii sunt foarte nesiguri pe ei. Pentru că toți oamenii ăia care ar fi făcuți grași, urâți și așa mai departe, dacă ar fi în regulă cu ei, nici nu le-ar păsa. Și atunci nu ar exista body shaming, pentru că cei care emit asemenea tâmpenii, să spunem, ar rămâne fără rezultat, fiindcă automat ăla care îți spune că ești gras, că ești urât, că nu știu ce, ăla urmărește să te irite. Iar tu, dacă nu îi demonstrezi că ești iritat, dacă nu-i arăți că ești iritat, el nu o să mai aibă scop. Da? Deci n-ar exista body shaming dacă oamenii ar avea încredere în ei, dacă s-ar accepta așa cum sunt, dacă le-ar plăcea de corpul lor și dacă nu le place de corpul lor, ar face ceva în sensul ăsta. N-ar exista body shaming, dar există pentru că oamenii sunt iritați, sunt frustrați, sunt nemulțumiți de ei, de corpul lor, nu-și acceptă limitele, nu-și acceptă corpul și atunci să nu pronunți cuvântul gras, că este interzis, că faci body shaming, că nu știu ce. Și atunci automat este un fel de bulgăre din ăla de zăpadă care crește, 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 pentru că se observă că ești iritabil, ești arțăgos, te enervează subiectul ăsta. Știți că la școală, când eram copii mici, și copiii în general sunt foarte răi, de la o anumită vârstă sunt foarte răi, când unul dintre colegi, mai ales dacă ai trecut prin bunii, când unul dintre colegi observa că te irită ceva, făcea chestia aia la nesfârșit, dacă observa că un lucru nu te irită, se oprea, nu mai făcea chestia aia. Eu așa am învățat să manipulez foarte multe lucruri în liceu, dându-mi seama de chestia asta, când suferam de bullying. Tocmai asta e ideea și cu body shaming-ul. Dacă ăla care
face body shaming, ar observa că nu te irită toate lucrurile pe care le emite, n-ar mai face treaba asta. Da? Și asta, ca să ajungi în punctul ăla, trebuie să te accepți, să te iubești. Mie poate să vină acum să-mi spună oricine că sunt urâtă, că sunt grasă, că sunt strâmbă, că sunt nu știu cum, că sunt prea slabă, că am fundul mic, cum am zis, am fundul mic, că am, nu știu, habar n-am, să-mi găsesc orice defect fizic, pentru că mie îmi place de mine, îmi place de corpul meu și îmi place să mă uit la corpul meu și îmi place să-l pozez, de exemplu, poate să zică chestiile astea la nesfârșit, că nu mă afectează, trec pe lângă mine, nici nu le bag în seamă, nici nu mă interesează. Voi credeți că nu, mie nu scrie lumea pe Instagram că ai ce urâtă ești, că ce strâmbă ești, că ce picioare ai, că nu știu ce, că când fac pozele. Da? Adică corpul meu în sine este subiect de discuție mai intens decât poza pe care o fac și cadrul și atmosfera pe care vreau să o transmit. Prin urmare, nu body shaming-ul e problema, ci reacția noastră la body shaming, da? Dacă nu am mai fi atât de iritați, de atât de agitați în sensul ăsta și dacă ne-am acceptat și ne-am iubit, n-ar exista body shaming, pentru că este și o formă de manipulare toată treaba asta. Uitați-vă câte campanii se fac pe ideea de să nu mai existe body shaming, să existe egalitate. Sunt foarte mulți oameni care se folosesc de instrumentele astea tocmai ca să manipuleze lucrurile, da? Așa că recomandarea mea este să încercați să lucrați la voi, să vă iubiți așa cum sunteți, să acolo unde simțiți că este nevoie de improvement, să o faceți, dar să o faceți pentru că vreți voi. Nu pentru că a zis soțul, nu pentru că a zis nu știu cine, nu pentru că a zis nu știu ce revistă de modă, nu pentru că trebuie să te încadrezi în nu știu ce standard. Singurul om pe care trebuie să-l mulțumești în fiecare zi, constant, ești tu. Pentru că dacă tu nu te mulțumești, nu o să poți mulțumi pe nimeni. Și iarăși intervine ideea de narcisism, că mor când vă aud cu narcisismul ăsta. Ah, păi ești narcisistă dacă te iubești, pe bune. Dacă ne uităm manualele de psihiatrie, o să vedem că narcisismul înseamnă cu totul altceva, da? Iar o aud pe aia, păi, dar ești egoistă dacă te iubești, dar tu cum să fii atât de egoistă? Păi trebuie să fii egoistă. Trebuie să ai o doză de egoism pe care să o folosești în scop personal, da? Ca să fii egoistă până la final. Trebuie să ai o doză de egoism pentru a putea merge mai departe. Dacă ești egoist și ai grijă de tine, faci sport, mănânci cum trebuie, te îngrijești, poți să ai grijă de familia ta. Dacă nu, la un moment dat vei ceda nervos, vei începe să te destrami, așa? Pentru că nu mai reziști, da? Sunt foarte multe situații de genul ăsta, sunt foarte multe exemple și n-are rost să intrăm în toate, pentru că știu că le înțelegeți și voi. Deci e nevoie de egoism, este nevoie să te iubești, este nevoie să ai grijă de tine, este nevoie să te accepți așa cum ești înainte de absolut orice și dacă nu faci chestiile astea, degeaba te uiți în exterior și cauți să îmbunătățești și să te ajute cineva. Nu o să te ajute nimeni. Da? N-o să te aprecieze nimeni mai mult decât te apreciezi tu, n-o să te iubească nimeni mai mult decât te iubești tu și așa mai departe. Repet, știu că sună clișeic, but it's true. Și cu astea închei. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și veniți și pe Instagram că vorbesc acolo cu voi în fiecare zi. Ciao!